do caution. Oh, we shall. We surely shall. We surely shall. Doamne, ce-mi place vorba asta. We surely shall. Nică nu pot să-mi iau arme. Bă, nu pot să-mi iau arme. What the heck? We both swing for this. Mor. Hei, neața dragilor, sunt Victor și bine v-am regăsit la un nou video în Red Dead Redemption 2. Ne-am întors în minunata lume, country, western, cum vreți să-i spuneți, și vreau să ne continuăm povestea și misiunile, fiindcă vreau să ajung, știți bine, fiecare video vă aduc la cunoștință trauma mea, că vreau să deblochez sud-vestul hărții și pentru asta trebuie să terminăm povestea și cum altfel decât făcând misiuni. Nu mai spamez, astăzi vreau să continuăm cu misiunea Honor Among Thieves în rezervația de indieni de la Wapiti. Doamne, ce mult îmi place să zic Wapiti. Dar bine, dragilor, nu mai pierdem vremea, tocmai sunt în Valentine, că am mai explorat puțin jocul și am mai făcut câteva side missions și da, mi-am mâncat cina în miez de noapte și suntem gata să pornim la drum. No, cuțu. Mângâiem cuțu în video ăsta, mângâiem. Cum dau mângâiere? Pet. Cuțu. Nică nu pot. No, du-te, vezi de treabă, bro. Bun, dragilor, totuși, înainte să începem, vă rog, că de fiecare dată, nu uitați să vă abonați la canal, să împușcați foarte fain cu o carabină, buton de like și clopoțelul de notificări, ca să facă foarte tare ding-bum când mai aș alte videouri. Mulți frumos și haideți să o luăm la gonă spre rezervația de indieni. Wapiti, cred că am mâncat, oare am destule glonțe să nu scot armele în orașul ăsta, fiindcă am lucrat, dragilor, by the way, am lucrat foarte mult să-mi urc reputația, sau nu reputația, cum doamne zice, onoarea, da, să-mi urc onoarea destul de sus, fiindcă vreau să am un final de joc sau poveste nou. Aoleu, faza asta cu save-ul vine în cele mai ciudate momente. Deci, dacă cum ziceam, mi-am făcut onoarea destul de sus ca să avem un final de poveste de joc sau de ce-o fi cât de cât acceptabil și să nu mă bag în depresie, dar da, până atunci avem de mers la rezervația de indieni, care îi fix în nord, din câte țin eu minte. Deci o să, da, vă dați seama că nu o să mergem cu căluțul, fiindcă o să ne ia toată noaptea, deși avem timp la dispoziție, nu vom face asta. Vreau, stați un pic, înțeleg că e fain noaptea, dar nu, eu nu văd nimica. Time weather, te rog frumos, fă ora 7. Super! Am făcut dimineață și acum putem să ne vedem urmele în zăpadă. Nu știu de ce am zis asta. Ni alt pod. Doamne, dragilor, videoul trecut, nu știu dacă l-ați văzut, am aruncat în aer un pod. Vai, cred că o să urmeze și ăsta, deși aici nu ai unde pune dinamită, dar da. Ăsta e un refugiu în caz că te prinde pe pod trenul, mor. Doamne, ce tare. N-am fine, dragilor, nu mai batem câmpii, batem calea ferată și merem la rezervația de indieni Wapiti. Unde îi Wapiti? Oare păstă munți? Nu cred că e păstă munți. Unde Dumnezeu? No, stați un pic că trebuie să mă pun lângă geyserele astea. Doamne, și astea, ioi, ce fain e aici. Damn, no, bun, unde e rezervația? What? Hai că merem pe jos, dragilor, un pic că e foarte faină zona. Damn, am fost aici când mă jucam fără să înregistrez într-o vreme și am făcut baie, dragilor, în astea, doamne, ce geniale pot fi. Ce aș face baie și în viața reală din astea, doar că apa cam fierbe, nu știu cum a reușit să mă bag cu Arthur în ele, nici ce faine aia ce mică e, doamne, ce tare. No, bun, nu mai batem câmpii, îl batem pe nenea, nu mai pot să-l salut, ae. No, bun, spre rezervația de indieni, Wapiti, doamne, dă să se întâmple ceva pe drum ca să nu mai pot ajunge acolo. Doamne, că în zona asta, într-o zi, parcă m-am apucat de... Ioi, ce faină e asta, what? Dragilor, priviți! Uai, de viața mea, sufăr de sindrom de piscină. No, mamă, ce faină. No, bun, deci cum ziceam, într-o vreme, nu știu, am jucat și aici am făcut dita mai crimele. Mi-a scăzut reputația destul de mult, fiindcă m-am luat de fiecare om care trecea pe drumul ăsta. Dar no, nu mai vorbim de astea, merem să ne întâlnim ni... Antilopa, nu pot să cred că i-am zis antilopă, îi din aia, nu pot să-i zic, cum îi zice, căprioară, you cannot use weapons in this area, iui, m-am băgat pe unde nu trebuie, îmi pare rău, întoarce-te, Festi, Festi, ascultă-mă, please, ok, no, traversăm podul. Și am ajuns, dragilor, în rezervația de indieni Wapiti.
Nu știu dacă e corect efectiv ce zic. Am călcat cu... Ăla-i pu. Da, e pu. No, bun, dragilor, am ajuns la rezervație și... Nu știu care va fi misiunea. Hai să vedem. Găini! Cum zicea Ed în Ed, 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 Ed. What? Cine? Salutare, bro! Nică pot să dau study la găini. Doamne, ce faine-s găinile în jocul ăsta. Nu le-am mai văzut de mult. Găina! Hai că-i facem study dacă dați un like. No. Leghorn chicken. Ai de capul meu o găină de 5 stele. De 3. Nici faină. Doamne, ce supă faină are. Și glumesc, nu îmi place. Adică îmi place supa, dar nu așa. No, putem ieși din meniu. Super. No, bun, dragilor, hai să vedem care e faza cu misiunea de azi. Captain Monroe. What's up, bro? Ni ăla-i Eagle Fly sau nevastă sa. Hai să vedem. Lego. Here I am, as promised. Ce-i cu copilul ăla? Vai de mine, ce-o pățit. Medications. Thought we were through with all this. We are, mostly. Colonel Favor seems to think the natives have broken some promise they never made and apparently he's punishing. Iară-i drama. Bro, ce-ați făcut? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do the wagon? Chase the wagon. The wagon. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. Eu nu știu despre ce vorbiți, bro, dar nu. Ni, tocană. Eu nu înțeleg, am uitat toată faza cu povestea. Care e faza cu indienii? Dar nu numai copiii mor, și eu voi muri, cam tuberculoză, bro. Nu știu dacă ți-o zis cineva. Ioi, nu... Dar de la Valentine vine, nu puteai să-mi spui. Captain Monroe. We surely shall. Doamne, ce-mi place vorba asta. We surely shall. No, bun, care e calul meu? Nici calmare are Monroe. What? Și-o vreau. Și-o vreau cal din ăla, bro. No, după tine. Lead the way, bro. Colonel Favors. Yes. Damn. Nu merem la aventură, dragilor, strigați ura. Doamne, cât m-am uitat la Mickey Mouse când era mic. Întotdeauna prezența ta aduce numai belele. Belele. Nici faini râul ăsta. Dragilor, venim să pescuim. Nici faini acolo. Stai, nu. Unde e asta? Doamne, dragilor, trebuie să revenim în zona asta. Chiar acolo o să pescuesc într-un episod. Efectiv, e genial. Vai de mine, nu. Nu mă mai pot întoarce. Aoleu. No, bun. Nu putem să băgăm sprint, totuși. Nică putem. Ok. The wagon, dragilor, astăzi jefuim, cred, o trăsură. Mr. Morgan. Nu mai ne spune să fim discreți. Ni podul care l-am aruncat în aer. Adică fostul pod, când mai există pod. No, băgăm și prin și noi. Vaccine. Dar ce boală are copilul ăla oare? Am ratat momentul. Grav de tot. Unde mergem că eu mor până ajungem? Unde-i wagon-ul? Du-te că dacă merem până la Valentine eu mor. Bro, n-ai nitro la cal. Illustrious. Ni e purașul. Cine o zis? Ha. Aici cred că e. Aici trebuie să fie. Ne suim pe munte cu calul. Unde? Unde parcăm caii? No. Decălcăm iepurașul, te împușc, bro. Și mai sus. Unde dracu te duci? No.
Bă, mere singur calul, încă de astea n-ai văzut. No. Nici loc fain. Nici n-a fost creat numai pentru misiunea asta. No, eu mă cobor. Eu trebuie să-mi iau armele, stai, nu facem nimic ca... Până... Nică nu pot să-mi iau arme. Bă! Nu pot să-mi iau arme. What the heck? Aoleo, dar n-am arme, bro, te-ai țăcănit. No, super, n-am arme. Nică mere singur, gata, nu mai am control. Ok. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's super. Errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? No, să fim prieteni prea mult. Why don't you tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save Colonel us all a lot of bother. Unfortunately, the government doesn't work quite like that. Da, cum funcționează guvernul? Ia vine trăsura. Ia ce ciudat mărg caii. Și că all I do is clean. Mor, dar ce trebuie să fac? Ce trebuie să... Vai de mine, ce trebuie să fac? Retrieve the medicine. Am arme, n-am arme. Bă, mor. Ioi, unde mi calul? Calu, să-mi iau arme, stați pe loc. Springfield, îmi iau Springfield și un sniper. Sau să-mi iau, hai că-mi iau, că-mi iau Springfield. Doamne, o să pierd trăsura până mă hotărăsc. Și din asta, no, bun, hai să merem, du-te Morgan, du-te. De ce trebuie să fac? Cred că m-a auzit. Ce trebuie să fac, să-i împușc pe aia? Unde-i calul? Bă, nu l-am văzut de copac. Hai repede. Nu că e și împușc, e împușc cu arcul. Ioi, dar o să-mi fac numai din alea, cum le zice. O să-mi fac onoare negativă. Oare pot să-i împușc cu arcul pe amândoi? N-ai că încerc, dragilor, dacă nu, ne mai luăm o dată misiunea. 1. 2. Hai că-i împuși de două ori pe amândoi, să fiu sigur. Nu se poate. Nu, mi-a scăzut onoarea, nu știu ce fac efectiv. Dar m-au detectat, n-am cum să fac. No. Lasă arma jos. Cum dau search? Așa, super, no, bun. Și? Carbine repeater. Search. No, bun, dragi, nu trebuie să-i omorâm pe amândoi, dar... Cum trebuie altfel să fac să sar în căruță? N-aveai cum. Îmi pare rău. Am ajuns și am luat din căruță. Ni o armă. Aia ce-i? Ua, ce-am luat atâta? Return to Captain Carbine Repeater. Nu-mi trebuie arma. Îmi pare rău de voi, dragilor. Cred că ar trebui totuși să-i iau de jos și să-i pun undeva pe domnii. Vai de-i vede cineva, mă fac cu dosar penal. Eu îmi scade onoarea și am lucrat mult la ea. Nu pot să-l ridic. Nu pot să-l ridic. No, hai, gata, îmi pare rău. Aia e. Iui, l-am și călcat în picioare. Not good. No, bun, dragilor, asta a fost cu trăsura. Merem înapoi la rezervație. Să-i ducem vaccinul lui copilu. Eu am crezut că face mai mult. What? Dar nici nu știu cum trebuia să fac în trăsura asta ca să nu mă detecteze. Că dacă meream în spatele lor și săream pe trăsură, mă vedeau. The actual heck. Whatever. No, bun, dragilor, că merem cu modul de free cam până la rezervație. Unde e rezervația? Aici era lacul. Bă, unde e rezervația? Asta e?
Aici, da, no bun. Și ne facem că... A, no, ce e aia? Și ne facem că am venit cu greu până aici. Buenos, vin cu medicina. Vin cu medicina pentru copilul. Unde-i? I brought help. Unde-i? Where is copil? No, nimă, că nu pot să traversez pe asta. Wapiti Reservation. What? În aia la altă direcție. Din găinile iară. Ia ce fain. Pardon, scuze-moi. Where is copil? Deja gâfui, doamne, tuberculoza. Asta își face efectul. Ce aici? Captain Monroe. Uită-l. I got the medicine. Nii. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah. Din păcate au murit doi. It didn't go too bad. I'll have to take your word for that. Nah. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. More. Maybe. More. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Auzi că I hope so, deci I hope so că o să murim. No, evident că am făcut misiunea cu bronz. Ce trebuia să fac? Recover the vaccine without being detected. Cum adică? 5 minute, dacă tot durat. Dacă veneam pe jos era mai bine. Misiune broken. No, bine, dragilor, cam asta a fost și povestea vaccinului de azi cu Honor Among Thieves. Deci da, ăsta a fost planul să... care a fost planul? Da, să jefuim trăsura aia și noi de fapt suntem... Ăsta-i colonel sau... Nu-i colonel. Ba da, colonelui. No. Armata din guvern ne-a pus să facem crime. Da, no, aia e, dragilor. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat, nu uitați să vă abonați la canal, să loviți foarte tare cu o carabină în butonul de like și clopoțelul de notificări ca să facă foarte tare din ghibum când mai ajung alte videouri și noi o să ne revedem la videoul următor cu Edecie, de vreau să ne întoarcem și să continuăm povestea în cul-de-sac și după aia o să mai continuăm evident până la finalul finalului cu Red Dead Redemption 2 și da, a fost o zi superbă. Înainte de a termina oare să mergem la un pic de pescuit, hai să vedem numai cum arată lacul ăla, efectiv îl ador. No, mișcă-te un pic mai repede. Du-te, lasă-mă. Opa, îmi pare rău, nu trebuia să vedeți aia. Ni, dragilor, ce frumos mod de a încheia un video la un pic de pescuit. Opa, stop. Stop. Era să facem bai cu fast cu tot. No, bun. Și zic că merge un pic de pescuială pe final de video, dragilor. Dacă o să am parte de a ajunge aici. No, bun. Unde mi-e undița? Bă, uit-o! Ioi ce tare! N-am pescuit de multă vreme, dragilor! Mamă, cum se face? What? Cum adică? Dar n-am bait? Ăsta ce? Lake? Lake? Lake. Uite că am pentru lake. Deci numai un pește prindem și am terminat videoul de azi, dragilor. Hai să vedem. Prindem ceva în lacul ăsta superb de la rezervația Wapiti. Nici nu mai știu cum să pescuiește, sincer. Ni. O sări peștele. Le-am prins, le-am prins. Cum trag? No, bun. Cum trag? Și când se zbate, trebuie să dau drumul. Da, dau drumul. Și după aia când se termină de zbătut, îl trag. To reel out. Dar nu merge, doamne. E mai greu pescuitul ca misiunea. Ce, doamne? Așa. Acum îl tragem. Give up already. You're mine. Nu, să rupe ața. Hai odată pește posedat. No, nimă. Dragilor, stăm 8 ore în videoul de azi, ok? Deci nu merge să-l trag, nu știu care e faza. The spool is out of line, quick. Reel in. Dar nu mă ascultă. Dragilor, cred că o să se rupă. Nu. Deci, efectiv, o să dureze 8 ore video de azi. Eu nu pot să... No, știi ce? Mie nu mere faza cu trasul. No, știi ce, dragilor? Adio, îmi pare rău, aia e. Eu am încercat, n-am putut s-o gliciuit, nu mai merge pescuit în jocul ăsta. În fine, dragilor, noi ne revedem în video următor cu Edecie. Până atunci o să mai îmi exersez skillurile de pescuit. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat și ne revedem. Take care și bye-bye!